Zeci de elevi au participat la Izverna la un seminar organizat în cadrul unui proiect Erasmus Plus. Tinerii au aflat cum pot fi afectați dacă împărtășesc informații personale și fotografii pe rețelele de socializare. La activitate au participat elevi din Drobeta, Turnu Severin și Baia de Aram. Zeci de elevi au participat alături de profesori și consilieri școlari la un seminar dedicat tinerilor privind securitatea în mediul online. Mi se pare a fi o temă cu mare impact asupra tinerilor, cât și adulților, pentru că este un pericol real în ziua de astăzi, internetul, deoarece putem ajunge în diverse situații din care nu știm cum să ieșim în cazul în care nu ni se spune, pentru că nu suntem obișnuiți. Îmi doresc foarte mult să fiu implicată în cât mai multe proiecte posibile, atât în cadrul Erasmus, cât și în cadrul altor organizații guvernamentale sau non-guvernamentale. Îmi place să mă implic deoarece îmi place foarte mult să fiu genul de persoană care își dorește să schimbe societatea. Elevii au declarat că informațiile dobândite în cadrul seminarului le sunt de mare ajutor. Acest proiect este bazat pe riscurile digitalizării, vorbim despre consecințe, lucrăm în echipe și o să mă ajute foarte bine pe viitor. Am mai participat acum 2 săptămâni. Subiectul era tot riscurile digitalizării. Atunci au fost niște colegi din Vaslui, Bârlad. Le place foarte mult activitatea pe care proiectul o propune și consider că este o activitate care îi ajută pe ei în primul rând și după aceea ei vor ajuta la rândul lor și pe alții să înțeleagă riscurile digitalizării pentru că vor propaga informația. Epoca digitalizării este foarte importantă, este și benefică, dar are și multe riscuri, mai ales în rândul copiilor. Exact. Trebuie să recunoaștem că avem și aspecte pozitive ale digitalizării, dar nu trebuie să ascundem cumva și riscurile pe care digitalizarea le presupune. Iar copiii trebuie să fie informați ca să știe ce anume trebuie să facă să nu ajungă în situații problematice. Proiectul Riscurile digitalizării și securitatea online este cofinanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+. Scopul proiectului este de a ajuta tinerii să-și formeze atitudini precum responsabilitatea, spiritul civic, solidaritatea și interesul pentru binele celuilalt și al comunității.